Mesajul de astăzi va fi plin de exemple și imagini din viața de toate zilele, din care se pot trage concluzii fundamentale pentru viața noastră. Să presupunem că nu există niciun alt mod pentru un om ca să-și mențină forțele decât hrănindu-se zilnic. Dacă spunem, nu voi mai mânca, căci disprețuiesc acest mod de a depinde de digestia materiei. Atunci, vom pieri curând. Putem fi siguri că nici clima, nici mișcarea membrelor noastre nu sunt suficiente ca să ne întrețină viața, fără hrana corespunzătoare. Ne putem atunci plânge de soarta noastră aspră că trebuie să pierim pentru că nu credem în necesitatea alimentației? Sau suntem mai degrabă victimele nechipzuinței noastre? Tot așa este și cu credința, cum a răspuns Pavel și Sila temnicerului din Filip, Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Fapte 16 cu 31 Iată un exemplu din același domeniu. Un om însetat stă înaintea unui izvor. „Nu”, spune el. „Nu voi atinge nicio picătură de apă câtă vreme sunt încă în viață. Poate că îmi pot potoli setea în alt mod.” I se poate răspunde: „Trebuie să bei apă, căci altfel vei pieri.” El îi postează: „E prea crud să mi se spună așa ceva.” Desigur că omul nare dreptate, pentru că setea lui este consecința inevitabilă tocmai a desconsiderării unei legi a naturii omenești. La fel este cu calea mântuirii și a păcii sufletești. Trebuie să pășești pe această cale și să te încrezi în Domnul Isus. Iată un alt aspect al lucrurilor. Un om se află pe mare. În fața lui este întins o hartă maritimă. Cercetând această hartă, omul poate ajunge la ținta călătoriei sale, utilizând și o busolă. Deasupra lui, printre nori, se vede steaua polară care indică nordul pe busola sa. Nu, spune călătorul. Nu vreau să am de a face cu stelele. Nu cred nici în polul nord, nici în polul sud. Nu voi da nicio atenție acestui mic ac al busolei, care este un ac ca oricare altul. Nu cred în nicio hartă maritimă și nu vreau să am nimic de a face cu ea. Navigația pe mare este o invenție a oamenilor, numai ca să câștige bani. Nu vreau să mă iau după asemenea înșelători. Ca urmare a acestei atitudini, omul nu va ajunge niciodată în portul pe care și l-a luat ca punct de destinație. El va exclama, E aspră, foarte aspră soarta mea. Putem fi oare de acord cu acest om? Sau unii oameni spun, Nu vreau să citesc Scriptura. Nu vreau să dau crezare afirmațiilor voastre despre Hristos. Nu cred în asemenea lucruri. Acestora, Hristos le spune, Cine nu va crede Va fi o 16 Marcu 16:16. asemenea, oameni susțin că nu vor să aibă de-a face cu Hristos, nici cu sângele vărsată de El, disprețuiesc orice credință. Numai că acestor oameni le va fi foarte greu să nesocotească aceste realități prin disprețul lor sarcastic atunci când se vor afla în pragul morții, când îi va trece sudorile morții și inima lor va bate din ce în ce mai slab. Atunci, acești oameni vor constata că duminicile și serviciile divine cu studierea acestei cărți vechi, care este Biblia, constituie ceva mai de preț decât și-au putut închipui vreodată. Atunci abia se vor minuna de faptul că au fost atât de nechipzuiți, încât au neglijat și desconsiderat acest mijloc minunat al Harului Divin. Cât de mare le va fi jalea că l-au desconsiderat pe Hristos și și-au urmat preocupările zilnice. Pe Hristos, care este acea stea polară a vieții omenești, singura care poate călăuzi pe călător în portul odihnei sufletești și al fericirii veșnice. Să vedem fiecare unde locuim, poate dincolo de un râu, și suntem nevoiți zilnic să trecem peste un pod ca să ajungem acasă. Dar, dacă am fi atât de nechipzuiți încât să nu credem nici în utilitatea podului, nici în existența apei, și spunem pur și simplu, nu vreau să trec peste niciun pod. Și nici să mă urcăm vreo barcă. Nici nu cred că există râu. Și pornind spre casă, ajungem la podul cu pricina, dar nu vrem să-l trecem. Acolo este o barcă, dar nici în ea nu vrem să ne urcăm. Înaintea noastră se întinde râul, dar ne-am pus în cap să nu-l trecem prin nici unul din mijloacele care ne stau la îndemână. Și apoi explodăm cu amărăciune: Ce soartă tristă am că nu pot ajunge acasă! Bineînțeles că aici este ceva care a zdruncinat judecata, căci nu e vorba de o soartă aspră, dacă s-a judecat cum trebuie. Când un om nu vrea să facă ceea ce este absolut necesar pentru atingerea unui anumit scop, cum se mai poate aștepta oare să-și atingă ținta? Dacă a înghițit o travă și medicul îți spune, ia repede acest medicament, că altfel mori, îți garantez că o travă va fi neutralizată. Dar tu îi răspunzi, nu, doctor, nu cred în medicamente, Lucrurile trebuie să-și urmeze cursul lor firesc. Nu vreau să am de-a face cu medicamentul. De fapt, nici nu cred că există vreun leac împotriva otrăvii pe care am luat-o. Mi-e absolut egal dacă există sau nu un asemenea medicament contra otrăvii. Desigur că omul acesta va pieri în suferințe. Când îi se va face autopsia, rezultatul ei va arăta că și-a meritat moartea. La fel se întâmplă cu sufletul multor oameni după ce au ascultat Evanghelia lui Hristos, au spus, sunt prea cult ca să mă ocup cu asemenea idei de modă veche, cum este ispășirea păcatelor și altele de acest fel. Sentința acestor oameni o rostește la un moment dat propria lor conștiință. Așa glăsuiește Biblia în Osea 13,9. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. E de dorit ca tot mai puțini oameni să se găsească într-o asemenea situație tragică, și chiar fără scăpare, dacă se trezesc, prea târziu.